Bună ziua, așa cum mi-am propus, vreau să testez un model de Dacia Logan pe off-road, un model de serie, fără îmbunătățiri, fără tracțiune integrală, fără 4x4. Se vede bordul că este standard. Aici ne aflăm într-o carieră, fostă, prezentă, iarăși fostă. Să se vadă bine drumul. Pe jos este numai gribură. Am făcut și ieri un test, dar n-am fost mulțumit de calitatea filmării. Acum vom încerca să filmăm mai bine. Vom urca pe acolo. Sper că o să se vadă panta, unde se vede acel indicator foarte încercat de tre. Imediat să-l luăm în acolo. O să-l arătăm când trecem pe lângă el. Eu acum o să copor, să trec la volan. După cum se poate vedea, este o mașină Dacia Logan clasică, standard. O să filmăm puțin și frumusețile peisajului. Am uitat să specific, motorul este de 1.216 valve, modelul de serie, standard, fără nicio îmbunătățire. Hai, cu filmatul, să nu mă mai filmez pe mine. Ce-am arătat cum se liște, să ții. Vezi? Sper că se văd antele, dacă nu o să se vadă pe coborâne mai bine. Vezi cum ți-am zis eu? Da. Deja începem să urcăm. Drumul nu ar fi rău, dar este cu tribură, cu piatră, necompactată suficient. Cu pământ ar fi fost mai bine, mai bine. La ciucule standard, continental de fabrică, fără nicio îmbunătățire, cum s-au văzut în vore. Nu că aș vrea să laud această mașină, ci să vedem ce poate să facă. Primează să se vadă panta. Rampa, cum îi spune. Bine că nu sunt obligat să fac în fiecare zi, dar nu dacă acest drum. Am urcat mult mai mult decât mi-am propus să urc astăzi. Nu știu dacă este loc de întors. Am riscat, nu am găsit și apoi trebuie să cobor foarte mult în mașinărie. Eu aș vrea să ajung de fapt până la capătul acestui drum bun, care se înfundă în drumul caș, ca să spun așa. Nu știu dacă reușesc. Am urcat până aici, filmează să se depapă. Până aici am să urcă. Nu era urcat mai mult. Filmează. În principiu motorul se comportă bine, nu sunt probleme. Probleme ce pot să apară, ce distrug cauciucurile, planetarele, eventual ambreiajul, dar pe forță. Nu vreau să portez la maxim, este mașină cu bilanțe personale. Nu este de test, nu este sponsorizat, nimic.
a suportat toate defecțiunile, ceea ce e potrivit în momentul de față. Am fost informat că acest om este de tractoare, de căruțe, de care. El a fost bun, dar l-au spart părinții. Ieri până aici am urcat și dacă am trecut de aici, cred că o să urc până la Ocaș. Aici se schimbă drumul, se vede, e pământ. Într-adevăr, cu denivelări, nici panta nu e așa abruptă. Aici ar fi un loc de întors din trei manevre. Eventual, dacă nu o să mai pot urca, o să opresc, o să întorc. Doar loc de urcat, de întors este. În punerea multe până acolo. Da? S-a mai sus. Da? Până acolo. Avantajul că mașina este foarte înaltă și nu există riscul de a sparge bara. Să sperăm că nici scutul nu a fost avariat, deși scutul nu este chiar o problemă mare. Aici este încă un loc de întors, e bine de știut, avem o porțiune mai rea. Partea proastă că vinicul nostru n-a mai fost niciodată aici cu mașina, nici cu piciorul n-a mai fost de mult, ca să știu exact până unde se poate merge, ce se poate face. Se pare că a fost amenajat de cei din carieră. Filmează aici cum s-a exploatat. Filmează și bolovanii, filmează și starea drumului, că e foarte mult mai bun aici. Cred că un drum așa ca acesta îl găsim în multe sate din România, în secolul 21, Uniunea Europeană, din păcate. Uitați, mai este o mașină care este urcată aici. Ce marcă este? Hyundai, foarte bine. Și aici este Ocașul. Parcă e că de aici nu mai știu cum să ajung unde trebuie, pieton. Și aia e problema cea mare. Dă-te un pic să mă uit în oglindă. Deci nu mai Lugano a urcat, a urcat și un Hyundai. Nu cred că există azi unde acces. Dacă o să văd șoferul, o să-l întreb. În principiu se poate cu puțină vânță, puțin curaj. Haideți să urcăm și aici să vedem ce este mai sus, dacă o fi ceva. Nu mai se rendează, mai bine urc pe jos. E bine și până aici. Până la acest drum off-road n-am condus eu. A condus altcineva și nu am reglat oglinzile. Acum este o greșeală mare și nu prea. Să parcăm în regulamentar. Dăm și mie să filmez acest peisaj selenar. Vreau să menționez că acesta nu este un drum foarte important. Duce undeva la pădure. Sus în vârful dealului avem o cruce foarte frumoasă, un peisaj foarte frumos, de asemenea și o priveliște deosebită. Deci nu putem zice că autoritățile din această zonă ne-au lăsat de izbeliște. Nici nu le putem lăuda. Acesta este drumul. Celălalt Hyundai care a urcat, frumusețile patriei. O să filmez și coborârea. E bine că am reușit ce mi-am propus cu mașina. Ca pieton nu știu dacă reușesc să ajung unde mi-am propus. Nu am mai fost de vreo 10, de vreo 6-7 ani. S-au schimbat multe. Asta a fost, vă mulțumim!